Cosmin Morega va fi candidatul Partidului Social-Democrat Gorj pentru primăria Motru. Decizia a fost luată în urma unui sondaj de opinie desfășurat în municipiu. În cursă pentru desemnarea candidatului PSD au mai intrat Eugen Corcoață și Tudor Dobrică, actualul viceprimar din Motru. Liderul PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a fost cel care a făcut acest anunț. Camelia Craibani și-ar fi dorit și ea să intre în cursa electorală, conform lui Cârciumaru.